Cei 28 de chiriași din blocul social de tip Cămin de pe strada Hărăului, numărul 40 din Deva, care până acum se încălzeau pe timpul iernii cu lemne, iar la băile comune se spălau doar cu apă rece, vor beneficia în scurt timp de confort termic. Lucrările de introducere a unui sistem centralizat de încălzire se apropie de finalizare. Conform proiectului, imobilul va beneficia de un sistem de încălzire cu calorifere, distribuție de cupru și o centrală termică în condensat, care va funcționa pe combustibil gazos, asigurând astfel apă caldă și confortul termic în cele 13 unități locative ale blocului social. Investiția trebuie predată până în 18 iunie, dar reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva susțin că lucrările vor fi gata înainte de termen. În acest moment, peste 90% din corpurile de încălzire au fost montate în spațiile locative și în spațiile comune igienico-sanitare. De asemenea, a fost executată și instalația interioară de încălzire centrală, conducte de distribuție până la izolații. Lucrările vor continua cu montarea două centrale murale, una pe fiecare palier, iar constructorul a promis că lucrarea va fi finalizată înaintea termenului din contract. Valoarea contractului pentru realizarea sistemului de încălzire la blocul social de pe strada Hărăului este de aproape 213.000 de lei fără TVA, iar investiția este finanțată de la bugetul local. Direcția de Asistență Socială din Deva este în faza avansată a unui proiect similar și la blocul social de pe Alea Străiului, unde sunt 29 de garsoniere și apartamente.